Cântăm, închinăm-o neție, slăvim-o Te.
cel ce șezi la dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. Toate zilele ne voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Îngrănicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ne-și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Doamne, să pare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vine că sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, pentru lumina Ta vom vedea lumina. Tine, mila Ta, celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Preoți cu chemare sfântă, Moise și Ioan, ca niște ostași adevărați ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ați propovăduit dreapta credință și mărturisitori ai ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel bine credincios. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Luptătorilor pentru ortodoxie, ca niște îngeri trâmbițe, ați înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credințe. Și ca niște înțeles propovăduitori, pe popor l-a strănit cu dreaptă și luminată învățăturile voastre. Mare au fost ostenelile lucrării voastre, mare și osârdia propovăduirii. Mare a fost și rolul luptei voastre drepte, pururea pomeniților, ostașei lui Hristos. Și acum și pururea și în vecii tăi.
vecilor. Amin. Gabriel, zicând ție, Fecioară, bucură-te, odată cum lasul s-a întrupat stăpânul tuturor, întru tine chivotul cel sfânt, precum a zis Rândul David. Arătat tu te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău, sau celui ce s-a sălășuit întru tine, slavă celui ce a ieșit din tine, slavă. Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept săvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule! Nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și toți lăudaților apostoli, ale Sfinților, slăviților, bunilor, viruitor, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfinților împărași și Domnului cu apostolii cinstiți Constantin și Elena, ocrotitori ai acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Preacuviosului, părintele nostru Dimitre cel Nou, făcătorul de minuni, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierar Nectare de la Eghina, vindecătorul de boli și făcătorule de minuni, ale celui dintre sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o vom săvârși, ale Sfinților, cuvioși, mărturisitori, Visarion și Sofronie, ale Sfântului Mucenic Copre, ale Sfinților, preoți, mărturisitori, Ioan din Gale și Moise, măcenic din Sibiel, și ale Sfântului cuvioși, Ilarion cel Mare, și ale celor din împreună cu dânsi, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca o bună și de oameni, iubitor. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoria de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dezrădăcineze ura, învrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragoste nefățarnică, înțelegerea și împreună viețuirea pașnică și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească de strâmtorare pe cei asupriți de nevălirea armatelor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău, și să-i călăuzească spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să domnească între oameni spre bucuria tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-te pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne, ție se cuvine toată slava
cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Lord, amin. Unul
ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta, când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei frământ și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor rogări și vă vor prigoni, și mixin vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cerul. Înțelepciune drept. Voastre
ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel credincios. Pentru aceasta și moarte mucenicească primind, rugați pe Hristos Dumnezeu să dăruiască pace și unire bisericii sale, iar sufletelor noastre mare mină. Prin curgerile lacrimilor tale, de rodirea pustiului, o ai lucrat. Și cu suspinurile cele din adânc ai făcut osenelile tale sutit roditoare. Și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile Ilarion, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Părinte, cu o sânie s-a mântuit cel după chip, căci în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioase Părinte Dimitrie Duhul tău. Chipul crucii tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la Apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale, o apus, pe care mântuiește-o totdeauna în pace pentru rugăciunile nescătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Văzând noi astăzi toate nevoințele voastre, o nespusă bucurie facem pomenirea voastră. Prealăudaților apărători ai ortodoxiei, căci cu puterea lui Hristos într-armați fi, strălucite biruințe pentru poporul drept credincioșilor ați secerat. Voi cei ce ați fost adevărat sol cereși și mucenicească pătimire ați aceasta grăină.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, romilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O pârgă a firii ție, săditorului făpturii lumea, îți aduce, Doamne, pe burdătorii de Dumnezeu mucenici, pentru ale căror rugăciuni în pace și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Înțelepciune.
din epistola către Colosenia Sfântului Apostol Pavel, în citire. Fraților, acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica, al cărui slujitor m-am făcut, potrivit economiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu. Taina cea din veac ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinților săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos cel dintru voi, nădejdea slavei. Pe El noi îl vestim, sfătuind pe orice om și învățând pe orice om, întru toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul desăvârșit în Hristos Iisus. Spre acesta mă și ostenesc să mă lupt potrivit lucrării Lui, care se săvârșește în mine cu putere, fiindcă vreau să știți cât de mare luptă am pentru voi. Fraților, despre cei ce au adormit nu voim să fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul întru poruncă, la glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer, și cei morți întru Hristos vor învia întâi. După aceea noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.
așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție celui ce ai citit și Duhului tău. S-a văzut un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă și i-a zis, vino după mine. Și lăsând toate, el s-a ridicat și a mers după ele. Și a făcut Levi un ospăț mare în casa lui. Și era mulțime mare de vameși și de alții care ședeau cu ei la masă. Dar farisei și cărturarii lor murmurau către ucenicii lui, zicând, de ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, răspunzând, a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi, căci n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cele ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului omului, îi se va ierta, dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Zisă Domnul către iudei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat zi vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zi vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci, precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei.
Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Pace ție, binevestitorule! Tot cugetul nostru să zice, Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că ne rugăm pentru drept credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept credincioși creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne miliște, Doamne miliște, Doamne miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne miliște, Doamne miliște, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ustănesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Plângere și întristare adâncă ne-au cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, cu inimă smerită, strigăm, oprește ca un milostiv necazul acesta, iar durerea de acum să ne fie spre pocăință și de grabă izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia ta. Ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, cel grabnic spre ajutor și tare apărător, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni, vezi primejdea morții care amenință pe poporul Tău și vino de grabă și-l scoate din toată asuprirea și umilirea, oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăința asupritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, clăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Iară și iară cu umilință plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ești zborul vieții al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lumea turburată de război și de ură.
stinge-ne înțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și sădește în inimile tuturor smerenia, blândețea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinți, ocrotire celor refugiați sau privești și mânghiere celor înstrăinați și întristați. Iar nouă tuturor dăruiește nevoința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus, fericiți sunt făcători de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Învață-ne să dobândim pacea în inimi, între oameni și între popoare, deoarece inima în care odihnești tu, Iisus Hristoase, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânie sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie, ne rugăm ție pentru pacea și buna așezare întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute ție, slăvind iubirea ta de oameni. În vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, fericiții și pururea pomeniții titurea acestui sfânt locaș, a celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest înger felnic, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Și-ai dorit viața lui tale însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, titura ai sunt locașului acestuia. Constantin voievod Bălașa, Doamnă, Mihnea al treilea voievod, Radu voievod. Ștefan voievod, Ghica voievod, Preda, Radu, Antonie, Matei, Papa Neagu, Constantin, Vișa, Maria, Smaranda, Ștefan, Matei și Teofil, Ieromonacul. Domnitorii Radu, Dane, Mircea, Mihail, Vlad, Radu, Teodosie, Radu, Vintilă, Pătrașcu, Alexandru, Dimitrie, Mihail, Nicolae, Șerban, Simeon, Radu, Alexandru, Leon, Matei, Grigore, Antonie, Luca, Șerban, Constantin, Ștefan, Nicolae, Ioan, Constantin, Mihail, Grigore și Constantin. Mitropoliția Antima, Atanasie, Teodor, Maxim, Macare, Varlam, Alania, Simeon, Efrem, Mitrofan, Daniel, Eutimie, Serafim, Mihail, Nichifor, Mihail, Eutimie,
Ieremia, Luca, Atanasie, Grigore, Teofil, Ștefan, Melete, Parteni, Ignatie, Teodosie, Sofronie, Sava, Varlam, Mitrofan, Daniel, Ștefan, Neofil, Filare, Grigore, Cosma, Filare, Dositei, Nictare, Neofil, Nifon, Calenic, Iosif, Ghenade, Atanasie și Conon, Patriarhi, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoptist, Mitropoliții, Visarion, Efrem, Tit, Firmilian, Nicolae, Vasile, Nestor, Antonie și Bartolomeu, Arhierei, Acapi, Absente, Teodorit, Calis, Vladimir, Ieronim, Ionachente, Ieronime, Chisedec, Dositei, Gerasim, Ghenade, Calistra, Calis, Sofronie, Nifon, Teofil, Evgenie, Platon, Veniamin, Visarion, Roman, Emilian, Teofil, Antimul, Vasile, Lucian, Gerasim, Epifania, Adrian, Efim, Justinian, Pimen și Gurie. Arhimandrice, Nicostra, Galaction, Ezechiel, Stelian, Evsevie, Teodose, Valerian, Justin, Filare, Bonifate, Nicodem, Inocentie, Justinian, Gervasie, Valerie, Nacet, Maxim, Gheorontie, Benedict, Teofil, Paulin, Justian, Nechisede, Grichentie, Irneu, Grigorie, Ambrozie și Damian. Protosinghele, Spiridon, Calistrat, Calist, Parmena, Lavru, Serghe, Calist, Tit, Damaschim, Pantelemon, Mitrofan, Spiridon, Laurențiu, Petronu, Maxim, Daniel și Ieronim. Vardoromeu, Ieromonacul. Arhidiaconii, Daniel, Antonie, Iordan, Nicanor, Evgenie, Vladimir și Arsenie. Ierodiaconii, Silvestru și Dionisie, Diaconul Constantin. Monahii, Veniamin, Iachind, Iuvenare, Sava, Vartolomeu și Eufrosin, Nicolae, fratele, Ștefan, fratele, Protosalții, Filoteu, Seveniță, Macare, Ioan, Dumitru, Ilie, Nicolae și toți care au slujit la această catedrală, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în locul verdeț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspină. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți cu tot neamul lor cel adormit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui, fără de început al Tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, ce s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit, și lefă lor, Doamne, veșnică pomenire. Stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți,
Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. De prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De poporul român cel binecredincios, de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașele și satele și pitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, eromonach, preoți, erodiacon, diacon, monah și monahim, pe tot clerul bisericesc și cinul monahan, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctei și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniți ictitori acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban Basara, voievod Mihnea al III-lea, voievod Radu Leu, voievod cu tot neamul lor cel adormit, și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, eroi văstași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru îndrăgirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei într-o rudenie cu noi, fiecare după al său nume, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Doamne! Celaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință au săvârși, de la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Doamne! De preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat,
a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace a o aduce. Milă, pace, jertfă de laudă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Sus, să avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim
acesta toți. Acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Yeah.
miluiește, Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștiului, Mitropolitul Muntenii și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor Tare Biserici în pace, drept, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Și să fie minele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere. Doamne! Cer de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere. Doamne! Mile și iertare de păcatele și greșelile noastre, de la Domnul se cere. Doamne! Folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul se cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul se cere. Doamne! Sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Doamne! Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de o sândă, să te vezi mată chema pe tine Dumnezeu, Tatăl Ceresc, și ea zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace. Capetele noastre Domnului să le plecă. Fie, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte.
7 octombrie. Pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori, Visarion, Sarai și Sofronie de la Cioara, a Sfântului Mucenic Nicolae Oprea din Săliștea Sibiului și a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise din Sibiel, apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, împotriva unirii ei silnice cu Roma. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Cuviosul Visarion Sarai s-a născut în Bosnia din părinți de neam român. A călătorit pe la multe locuri sfinte și îndeosebi la Ierusalim și la muntele Athos. Și a intrat de tânăr în monahism la mănăstirea Sfântului Sava. Îndurerat de suferința românilor pentru credință, a călătorit prin Transilvania propovăduind pretutindeni credința ortodoxă. Era primit în tot locul ca un înger din cer. Drumul lui până la Brașov a fost cu adevărat alai de biruință creștină, aprinzând în sufletele celor drept slăvitori dragostea de legea strămoșească. Pentru râvna sa în apărarea credinței ortodoxe, a fost întemnițat la Sibiu și în cele din urmă în fioroasa închisoare din Kufstein, unde a murit pentru mărturisirea credinței ortodoxe. Cuviosul Sofronie s-a născut în satul Cioara din părțile Orăștiei, ca fiu al unei familii preoțești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în țara românească. Reîntors la Cioara, a întemeiat un schit în mijlocul codrilor, învățând pe români calea mântuirii. Pentru râvna lui față de legea ortodoxă, a fost închis în temnița de la Bobâlna. Eliberat de mulțime, cuviosul mărturisitor a plecat în munții Apuseni, îndemnând pe credincios să țină credința cea adevărată. A fost prins din nou și închis la Abrud. Eliberat încă o dată, mergea din loc în loc, ținând soboare, adică adunări și învățând poporul. Stricat silnic ca unire cu Roma, învață în el cereți episcop român și ortodox în Transilvania, iar când a înțeles că și-a împlinit chemarea, s-a retras la mănăstirea Argeșului, unde s-a săvârșit în pace. Cel de-al treilea luptător pentru dreapta credință a fost țăranul Nicolae Oprea, născut în Siliștea Sibiului, tată de familie, plugar, mirean și bun creștin, gata de jertfă pentru credința străbună. Fericitul Oprea a primit ca pe o mare cinste sarcina să ducă la împăratul plângerile românilor. Noi cerem, ziceau ei, în numele poporului, vlădică de legea noastră. La început, curajul și îndrăzneala românilor au fost întâmpinate cu amenințări și izgoniri. Cu timpul, ele s-au repetat și au stârnit o prigonire și multe întemnițări. În cele din urmă, în loc să îi se împlinească cererile, fericitul Oprea a fost închis pe viață, în vestita temniță și nu s-a mai întors niciodată, primind cununa nemuritoare a mucenicilor. Sfântul Moise Măcinic din Sibiel a fost hirotonit la București de mitropolitul neofit al țării românești. Ridicându-se împotriva uniației, a fost prins și întemnițat la Sibiu, unde a pătimit timp de 17 luni. A fost eliberat din închisoare cu condiția de a nu mai săvârși cele ale preoției și a trăi și a munci ca un simplu țăran. În anul 1752, a fost delegat alături de credinciosul Nicolae Oprea din Săliște să plece la Viena pentru a prezenta împărătesei Maria Tereza plângerea credincioșilor din părțile de sud ale Transilvaniei, Făgăraș, Sibiu, Sebeș și Orăștie, prin care cereau drepturi pentru Biserica Ortodoxă. Au fost primiți de împărăteasă, dar în loc să li se dea un răspuns la plângerea lor, au fost aruncați în fioroasa închisoare din munții Tirolului. În anii în care au urmat reprezentanții clerului și al credincioșilor ortodoxi din Transilvania,
au cerut în mai multe rânduri autorităților habsburgice să-i libereze pe cei doi captivi. La 24 iulie 1784, Stana, soția lui Oprea, ruga pe împăratul Iosif al II-lea să le libereze de o robie de 32 de ani. Conducerea închisorii raporta că nu se mai știe nimic de el. Înseamnă că amândoi și-au sfârșit zilele în acea temniță, jertfindu-și viața pentru credința ortodoxă, câștigând însă cununa muceniciei. Sfântul preot Ioan din Galeș a fost hirotonit în țara românească în lipsa unui episcop ortodox în Transilvania. S-a numărat printre cei mai îndrăzneți apărători ai credinței ortodoxe în fața încercărilor autorităților habsburgice de a impune unirea cu Biserica Papală. În anul 1756 a fost arestat și dus în lanțuri la Sibiu. Împărăteasa Maria Tereza a dat ordin să fie dus în închisoarea cetății Deva, urmând să fie reținut acolo până la moarte. Dar despre sfârșitul anului următor a fost dus sub aspră pază militară la închisoarea de la Graz, în Austria. Un cronicar brașovean scria că în anul 1776 câțiva negustori din Brașov l-au cercetat în închisoare și el le-a mărturisit că mai bine va muri acolo decât să-și lase credința strămoșească. Mai târziu a fost mutat în închisoare unde săvârșise viața cu alți doi mărturisitori și mucenici ai ortodoxiei transilvanene. În anul 1780, un alt întemnițat de aici, sârbul Ghenadie, a reușit să trimită o scrisoare împărătesei Ecaterina II și Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care ruga să se intervină pentru eliberarea lui. Între altele scria, aici în fortăreață este și un preot român din Transilvania cu numele Ioan, care pătimește în robie de 24 de ani pentru credința ortodoxă. Acesta era preotul Ioan din Galeș, cel întemnițat în 1756, deci cu 24 de ani în urmă. Pentru mărturia lor ortodoxă și moartea lor martirică, acești cinci mărturisitori din Ardeal sunt cinstiți ca sfinți de către obștea credincioșilor de pretutindeni și mai cu seamă de cei din mijlocul cărora s-au ridicat. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În această zi, învățătura Sfântului Ilarion pentru folosul sufletului. Vă rog, fraților și surorilor, sârguiți-vă spre veșnica viață cea luminoasă pe care Domnul, după sa milă, în dar ne-o dă nouă. Iar de viață trăită în deșertăciuni să fugim, ca de dinții cei înveninați ai șarpelui, și să nu ne atingem de ea. Că Domnul Dumnezeu ne-a pregătit nouă viață în ceruri și El însuși ne cheamă la bucuria ei. Iar noi să nu facem cele spre plăcerea trupului nostru, petrecând în mâncări, în băuturi, în somn și în pofte, în deprinderea păcatelor, în moștenire trupească și în lenevire, ca să nu ne pierdem împărăția cerurilor și pe Cel ce ne-a chemat la ea. Bucuroase-vă dreptul de Domnul, celor drepți se cuvine laudă. Aliluia, aliluia, aliluia. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși de care cel întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși în sângele Tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta,
cele cu știință și din neștiință și mă vrâncește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu curatele tale taine, Doamne. Spre tare păcatul și pe viața de veci. Amin. Cine tale cele de tale astăzi, Fiul al Dumnezeu, părtași mă primește. Căci nu voi spune vrăjmașului tăi, taina tare, sărutare, zi voi dacă iuda, ci ca tălcarul mătului sinema secție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să ne fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre temăduirea sufletului și a trupului. Trupul lui Hristos, primiți, primiți, și din izvorul cel fără de moarte, și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, ne despărțim de sfinte trăim închinându-ne, că aceasta ne-am mântuit. Și în vecii vecilor. Amin. Să se umple mâinile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slavă ta. Că ne-ai vrednicit pe noi, ne părtăși cu sfintele, cele fără de moarte, prea cinstitele, și de viață, păcătoarele tale taine. Dorește-ne pe noi, într-o sfințenia ta, toată ziua, să ne învățăm de toate ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Primind Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făgătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de
desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cărtuie sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-o nume. Tale opăsește, sfințește pe cei ce iubesc frumosețea casei tale. Tu pe aceștia răspătește prea mărinii cu Dumnezeu în sfânta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim cu tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și păsăbire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și nu tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Împărași, tocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și Elena, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Preacuviosului, Părintele nostru Dimitrie cel Nou, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectare de la Eghina, Vindecătorul de boli și Făcătorul de minuni, ale celui îndură Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie eu am săvârșit, ale Sfinților Cuvioși, Mărturisitor, Visarion și Sofroni, ale Sfântului Mucenic Coprea, ale Sfinților Preoți, Mărturisitor, Ioan din Gale și Moise, Măcenic din Sibiel, și ale Sfântului Cuvios, Ilarion cel Mare, și ale celor din preună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.